Comuna Crasna se află pe Valea Munților Carpați, printre care avem 5 școli, 4 școli în Crasna, una în Huta Veche. Sunt locuri foarte frumoase în privința a turiștilor. În timpul de față se construiește drumul de la Strojneț la Crasna, până la punctul de trecere ce ar fi deschis pe anul viitor între Crasna și Vicov de Sus. Drumurile ca ieșirile la poalele Carpaților se construiesc în privința ca să fie turiști. Pe acest teritoriu avem două biserici, Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și Biserica Adormirii Maicii Domnului. Prima biserică a fost construită în 1792, adică a fost sfințită în acest an, de către Alexandru Ilski, nepotul, care a fost, de fapt, nepotul lui Alexandru Ilski, capitanul, a cărui nume se păstrează și astăzi în localitate. Și a doilea biserică este construită mai recent, în termeni record, deoarece biserica veche nu mai putea să încape atâtea persoane, de fapt orășelul s-a extins și s-a luat decizia pentru construcția unei biserici mai mari, Hramul Adormirea Maicii Domnului, și s-a construit în niște termeni record, dacă să zicem pe luna mai 1989 s-a început construcția bisericii și deja pe 14 octombrie 1990 deja s-a fost sfințită, deci niște termeni foarte scurți.